știu din ce cauză, poate de bătrânețe, a căzut. De 3 luni încercăm să sunăm la Rom Telecom, că eu personal am sunat și mi-au dat un număr de înregistrare, din păcate nu l-am aici. Și e blocat accesul, vedeți că acolo avem o țeavă spartă, care nu o putem remedia din cauza stâlpului căzut. Nu știu, în general, ăștia de la Rom Telecom sunt serioși, că și eu beneficiez de serviciile lor, dar în cazul ăsta m-au dezamăgit. Linia funcționează, dar nu este acces la case. În caz de un incendiu sau ceva, noroc că sunt câteva rute ocolitoare. Primăria nu poate să facă nimic, nu puteți să ridicați acest stâlp. Nu cred că avem competență să umblăm la, în caz de ceva, tăiem un fir sau ceva, ne pun să plătim. Legați de mâini și nu, să mai facem alte sesizări, nu cred că e cazul. Din moment ce a sunat și domnul primar și eu personal. Asta în urmă cu 3 luni. Cam 3 luni, nu știu data exactă. Comodează pe cine circulă pe acolo jos. Dar de când timp e pe jos? Ăsta cam o 2 luni jumate, 3. Ați văzut pe cineva să vină? Da, au venit și au uitat deja de o 2 sau 3 ori și au plecat. Deci n-au făcut nimic? N-au făcut nimic. Tot vine, uită și pleacă. Este resturnat acolo. Am fost 3 ori la primărie. Primarul a sunat unde a trebuit, am numele de unde a sunat. Nimeni n-a venit să facă stârpul nici la ora actuală. M-am dus încă o dată la primar. Și atunci a spus că mâine venim și facem. Nici acum n-a venit nimeni. Mai mult ca atâta, vicera a făcut chiar și o adresă la ei. Nici acum n-a venit nimeni să facă stâlpul. Strada este blocată în caz de incendiu, în caz de boală, salvare. Nimeni nu poate să intre în stradă. Deci numai dacă ocolește încă 400 sau 500 de metri. Problema nu știu care este, de ce nu vrea să vină să facă. Mai mult ca atât, acolo este o explozie și la conducte de apă și nu putem repara acest conducte pentru că nu poate să intre utilajul acolo. Și e o problemă foarte mare pentru satul nostru. Ce va fi? Cum va fi? Cine va veni? Nu pot să-mi dau seama.